Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O nouă inițiativă excepțională a parlamentarilor noștri, șoferii care prezintă dovada achitării amenzii contravenționale beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, a decis Senatul. Proiectul de lege mai trebuie votat și la Cameră ca să meargă mai departe, adică mai clar. Dacă ți se suspendă permisul pentru o infracțiune oarecare, o contravenție de fapt. Așa. O infracțiune, o contravenție. Depășire de viteză sau, nu știu, alcool sau prioritate sau pentru ce se mai suspendă permisul, că sincer... Ceva destul de grav dacă permisul e suspendat. Da. Și plătești amenda, adică ai luat o amendă și ți s-a suspendat și permisul. Dacă plătești amenda, ți se dă permisul înapoi mai repede. Ai posibilitatea. Nu înțeleg. De ce nu înțelegi? Nu de asta ai amendă ca să o plătești? Ba da. Deci, după, da, așa... Ai opțiunea să nu o plătești? Unii au opțiunea să nu o plătească, deci unii nu o plătesc. Zaf este realmente intrigat. Dar eu înțeleg. Facem, acum, convingeți-mă că e o idee proastă. Eu zic că este o idee excepțională. 0372069599. Sunați-ne. Adi, du-te și răspunde la telefon să văd. Deci, vă răspunde Adi. Deci, 0372069599. O inițiativă legislativă a trecut deja de Senat. Inițiativa aparține practic tuturor parlamentarilor, parlamentari din toate partidele, o să vedeți imediat, vă dau detalii. Dacă plătești amenda, când ți se suspendă permisul, practic ți se dă permisul înapoi. Ai parte de clemență. Da, stai foarte bine, bravo. Păi, îi încurajez tot pe cei care au ceva posibilități financiare. Păi ei nu trebuie încurajați, mai bune. Da. Să comită ilegalități. Nu, domnule, de ce să comiți? Ei vor fi cei care își vor lua permisul mai repede de fiecare dată. Nu, te încurajează să fii, să plătești taxe către stat, adică să dai bani statului, că e nevoie de bani. Nu e chiar așa. Bă, cum să nu? Păi asta este, faci conformare fiscală, cum se zice. Păi și ceea ce zici tu, adică, ok, ți-am suspendat permisul pe o lună de zile. Da. Mă duc la împlătit și în cât timp îl dă înapoi. Uite, zic așa, fii atent. Deci proiectul a fost inițiat de parlamentari. USR, USR, plus UDMR, PNL și neafiliați potrivit Acer Press, mă rog. Propunerea legislativă are și un rol preventiv. Vezi, titularul permisului de conducere având o motivație mai mare în respectarea prevederilor codului rutier, având în vedere că pentru reducerea perioadei de suspendare va fi constrâns să achite amenda contravențională pentru a putea susține examenul. Se arată în expunerea de motive. În plus... Asta spun ei, dar nu știu dacă, da. Dacă adică e și adevărat. Poți te duci să dai examen, da? Ca să-ți iei permisul înapoi mai repede și dacă plătești amenda, ești boier. În plus, inițiatorii spun că astfel cei sancționați vor fi cointeresați să plătească amenziile, deci se vor face încasări mai mari la buget, practic. Cu titlu de exemplu, la o analiză a încasării amenzilor contravenționale în județul Neamț, pentru anul bugetar 2012, scrie aici, citat de Adevărul, contravenienții au achitat un procentaj de 23,6%, ceea ce reprezintă sub o pătrime din totalul amenzilor contravenționale aplicate, se arată în expunerea de motive. Senatul e prima cameră legislativă sesizată, exact cum spuneam. Deci, regula pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului, în cazul în care ți se suspendă și vrei să te duci să dai examen, dacă poți, nu? Să iei mai devreme, trebuie să plătești mai înainte amenda contravențională și în felul ăsta ai rezolvat. Deci ei n-au reușit decât să strângă un sfert din amenziile din județul Neamț, din ce înțeleg eu. Și un sfert, da, și un loc sfert. Să-i caute pe băieții și să le ia banii, îi fac să se întoarcă pe stradă. Da. Uite ce scrie. Pe fundalul escaladării fenomenului de eludare a plății taxelor, impozitelor, dar și a sumelor reprezentând sancțiuni principale contravenționale, este necesară crearea unui cadru legislativ care să crească gradul de conștientizare a sancțiunilor. Mai mult decât atât, sistemul de colectare a amenzilor contravenționale rutiere prezintă eficiență scăzută. Deci, cum să încurajezi oamenii? Practic, condiționezi reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce de prezentarea chitanței care face dovada achitării amenzii contravenționale aplicate, ca urmare a săvârșirii contravenții. Și nu e mai simplu să plătești taxa pe loc și să scapi și de suspendarea permisului, dacă mă înțelegi? Băi, mi-e frică, mă, să fac aia. Dar nu vorbim de tine sau de mine sau de Luca. Vorbim așa, în general. Da. De cei care sunt în trafic. Nu reușești să rezolvi problema fundamentală și eu zic că cei mai mulți bani sunt strânși din amenzi mai mici, pentru că îi vei stimula să plătească doar pe cei care au și permisul suspendat. Adică dacă ai o amendă de centură sau că ai vorbit la telefon care nu presupune și suspendarea permisului, în continuare tu te vei încadra probabil în aia 75% care nu plătesc. Bravo. Și atunci n-ar fi mai bine când primești amendă să-ți ia și permisul și ți-l dă înapoi doar după ce o plătești?
indiferent că ce e vorba abuz, doar de centură. Ești un autoritarist, dictatură. 0372069599, chiar ne interesează și părerea voastră. Deci, ca să ne înțelegem, în momentul ăsta, ca să-ți iei permisul mai repede, da? Dacă dai examen. Dai, sunt două condiții. Trebuie să dai test și trebuie să fii obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei. Și se mai, ar urma să se mai introducă o inițiativă și punctul C prezintă dovada achitării amenzii aplicate pentru săvârșirea contravenției care a determinat suspendarea dreptului de a conduce. Nu plătești amenda, nu te duci la examenul de reducere a perioadei de suspendare. Părerile voastre, 0372069599. Proiect de lege trecut de Senat care merge la cameră, care zice așa proiectul ăsta de lege, dacă ți se suspendă permisul, acum ai posibilitatea să te duci să dai examen ca să iei permisul ceva mai repede, să reduce perioada de suspendare. Și acum trebuie îndeplinite două condiții ca să ți iei permisul. Unu, să iei examenul respectiv și doi, să ai carnet de măcar un an. Proiectul de lege ar urma să introducă o nouă condiție care este eliminatorie. Adică dacă nu plătești amenda contravențională, nu poți să te prezinți la examen, să-ți iei permisul. Ceea ce, în principiu, e o chestie bună, în mod evident, fără nicio discuție. Întrebarea mea e dacă vedeți vreo problemă aici, pe undeva. Că eu am niște întrebări, dar aș vrea să vă ascult mai întâi pe voi. 0372069599. Începem cu Andrei, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, Andrei! Mi se pare o idee extrem de nepotrivită. Și dacă mi-aduc foarte bine aminte, s-a mai discutat în cadrul emisiunii voastre acest aspect și aceeași părere împărtășesc și eu precum Luca, și anume, mi se pare normal să-ți iei permisul și amenziile să rămână neplătite. Uh-huh. Faci dovada plății amenzii, uh-huh, după care, da, într-adevăr, poți să duci să-ți iei permisul. Adică, mie mi se pare așa, una din lucruri... Cu sau fără posibilitate de a da examenul să ți-l iei înapoi mai repede? Dacă vrei să-l dai mai repede, da, într-adevăr. Mi se pare o idee bună de a da examen, dar cu condiția de a plăti amenda și nu ar... Sunt foarte multe amenzi neplătite. Eu nu înțeleg, domnul Heiu, și așteptam de la dânsul președintele ANAF. Aha. L-am văzut în momentul în care a fost instalat în funcție, că a zis, gata, facem, rupem, ne intrăm peste toți cei care nu-și plătesc amenziile, nu-și plătesc impozitele. N-am văzut absolut nimic în sensul ăsta. Mulțumesc pentru opinie. Hai să vedem ce spune Valentin. Bună dimineața. Salut, Valentin. Salut, Vali. Bună. Vali. Salut. Hai că noi te auzim, ne auzi și tu, zici ceva. Cred că trebuie să mergem mai departe. Nu-i nimic, o să încercăm mai departe, să ne vorbă cu Simona Neața. Bună, Simona. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața. Conform legislației în vigoare, dacă ai suspendat carnetul pe 3 luni de zile și vrei să-ți dai examen ca să poți să-l iei mai repede, nu poți să te duci la examen decât dacă ai dovada plății amenzii. Mm. Deci aceasta este în vigoare și acum. Păi și atunci modificarea... Experiență. Păi și deci, modificarea legislației? Dacă mie mi-a fost suspendat carnetul pe 3 luni pentru viteză... Da. Și ți-a fost suspendat? Trebuie, dacă vreau, da. Serios? Da, recunosc. De ce nu recunosc? Asta este. Da, mi-a fost suspendat pentru viteză, 126 de kilometri, asta este, se mai întâmplă, Doamne iartă-mă. Ok. Ca să pot să dau examenul mai repede, aveam două opțiuni. Fie să mă duc a doua zi să-mi predau dovada, ca să nu mai stau cele 15 zile și după aia să aștept și să-mi plătesc taxa. Eu am așteptat că n-am avut banii să plătesc exact atunci taxa cât a fost amenda și m-am dus, mi-am plătit amenda, după care m-am dus și am dat examen. Trebuie să iei cele 13 puncte din 15. Legislația în vigoare de acum spune așa, dacă carnetul este suspendat pe o lună de zile, nu poți să mergi să dai examen înainte pentru a-ți lua permisul. Ceea ce sunt de acord. Pentru că cele pentru o lună de zile sunt fie pentru un cumul de puncte pe care le-ai luat într-o perioadă de 6 luni de zile. Azi n-ai purtat centura, mâine n-ai purtat centura și când ajungi la 15 puncte, ți se suspendă de drept permisul și ține o hârtie acasă, cum că tu să te duci să-ți dai permisul. Uh-huh. Deci este ok. Dar cu amenziile, cine nu-și plătește amenziile, să știe că la un moment dat amenziile trebuie plătite, pentru că te duci să plătești impozitul și nu poți să plătești impozitul sau alte taxe către primărie decât dacă ți-ai plătit înainte să plătești amenziile și după aia să plătești celelalte taxe. Impozitul pe mașină?
Dacă ai amendă, nu, eu știu că nu poți să vinzi mașina, adică nu poți să faci schimbarea de proprietar la... Deci, de exemplu, dacă, doamne ferește, nu ai plătit rovineta și ți-a venit hârtia acasă că n-ai plătit rovineta și tu trebuie să te duci să-ți plătești, de exemplu, gunoiul sau ceva, sau altă ceva către primărie, nu, înainte ți se rețin amenzile pe care le ai. Da. În ce oraș se întâmplă asta? În Măinești, în Bacău, adică în orice oraș. Mulțumesc pentru... Acum s-or fi schimbat lucrurile, dar eu am povestit la radio că la un moment dat am luat o amendă, cred că pentru rovinietă. Adică nu aveam rovinietă. Și n-ai putut să-mi străinezi mașina. Nu, nu e vorba de asta. Am aflat după 5 ani că mi-au fost blocate conturile, sau mă rog, nu, mi-au luat banii direct din cont. Și n-am știut nimic. Fusese și un proces, înțelegi? Am vorbit cu executorul judecătoresc, ăla râdea cu mine. Deci a durat 5 ani, adică cu 5 ani în urmă, și eu în rest mi-am plătit toate taxele, nici n-am știut. Pur și simplu n-am știut, asta s-a întâmplat, n-aveam nicio problemă să plătesc amendă, era ok. Am plătit în sensul că mi-au luat banii din cont după 5 ani. Și nu înțelegeam de ce, ce s-a întâmplat. Am dat executorul judecătoresc și am zis, dom'le, de ce mi-ai bani matale din cont? Păi rovinietă, când? Acum 5 ani. Zău? Adică am unele îndoieli și am putut să plătesc după aceea, adică în acești 5 ani am plătit toate taxele fără niciun fel de problemă. Stăm de vorbă cu Mihai. Bună dimineața, Mihai. Bun, salut, Mihai. Bună dimineața! Haideți să vă zic că, din punctul meu de vedere, cum se treaba, cumva lucrez în sistem unde știu cam cum funcționează lucrurile. De exemplu, ai o mașină, e oprită în trafic, ia talonul, că nu merge bine ceva la ea, nu știu, sistem de semnalizare, frânare, alte cele. Ei bine, nu poți să-ți ridici talonul decât după o inspecție ITP făcută perfect și după ce îți plătești amenda, te duci cu dovada amenzii. Ei bine, legea asta te ajută să mergi cât poți tu de repede, cât te ține buzunarul de repede și de fiecare dată vii și îmi râzi din zeflea mea în față că, uite, ți-am luat talonul că ai mers cu 140 la oră, da, sau ți-am luat permisul, dar tu mi-l arăți înapoi. Dar nu se ia talonul pentru viteză, se ia permisul, noi vorbim de permis. Permisul. Uh-huh. Ți-am luat permisul și tu mi-l arăți înapoi peste vreo 24 de ore. Uite, eu am făcut amenda. Trebuie să dai examenul. Nu-ți dă permisul înapoi dacă plătești amenda. Îți dă dreptul să dai examen. Da. Ok, dar ideea ar trebui să fie făcută în felul următor. Trebuie să dai examenul doar după ce plătești amenda și ca să fii bun contribuabil, te duci și mi-aduci un certificat fiscal cum că ai toate taxele voite la zi. Uh-huh. Așa te-ai făcut. Aha. Bună idee, asta e mai interesant. Da. Mai avem tine. Eu nu știu cum mai fi un telefon. În ziua de azi, dar prin anii 2000 mergeam cu un taximetrist destul de des, eram reporter. Și ăla era foarte mândru, nu spunea că nu plătește niciodată nicio amendă și că trebuie să-i tâmpiți să o plătești pentru că ele în 5 ani se prescriu. Acum nu știu dacă mai e valabil asta cu prescrierea. Omul practic nu plătea nicio amendă și îl întrebam, zic, da, tot așa, cu impozitul, cu... Și zice, ce-i tati, zice, astea trebuie să plătești doar dacă vrei să înstrăinești ceva și ai nevoie de certificat de la fiscal, dacă vrei să vinzi mașina, casa. Și el cum n-avea nimic? Dacă n-ai treabă, zice, deci, sunt aproape de pensie, îmi zice, el era foarte onest omul. Sunt oameni care țin mașini la nesfârșit, așa nu le vând niciodată, deci și te întreb de ce. Radu, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Haide, că să fiu scurt, sunt de acord cu Luca și eu. Nu mai trebuie să-ți primești permisul până nu plătești amenda. Uh-huh. Nu plătești amenda, nu mai conduci. Uh-huh. Simplu. Nu mai identificăm firul 4, pe care aia ar fi, dacă ai greșit, trebuie să-ți asumi și să respecti legile. Mulțumim frumos. Eu nu înțeleg, mie mi se pare că problema fundamentală este alta aici. Dacă ai încălcat legea, ai primit o pedeapsă și pedeapsa cuprinde două lucruri. Suspendarea permisului și plata unei amenzi. De ce să-ți primești permisul mai repede, că mai dai un examen odată? Care este șmecheria cu datul examen? Adică, șmecheria... vi se pare că cei care merg cu 150 pe oră în zone de 90 nu știu să citească un semn de circulație? Asta e problema? Adică nu înțeleg de ce există, în primul rând, posibilitatea de a ți se reduce perioada de suspendare a permisului, în condițiile în care, oricum, legislația din România în privința asta este prea laxă. Adică se dau pedepse prea mici, din punctul meu de vedere. Ție ți se pare normal că dacă scrii o carte în penitenciar sau muncești la strung ieși mai devreme, e exact același principiu, știi? De reducerea pedepsei, dacă... Știți cum se iau examenele astea de conducere? Am avut prieteni care au rămas fără permis, înveți practic câteva ore într-o zi și știi răspunsurile. Adică, serios, este o glumă toată chestia asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.